despre ce vom vorbi astăzi. Hai să fac și un Insta Story. Eu cu Cătălin am început să fim foarte activi pe Instagram, așa că nu uitați, follow, tutoriale pe net, suntem și acolo. Ce este atestatul de informatică? Ei bine, atestatul de informatică este o lucrare pe care tu o susții în mod normal în clasa 12, la finalul clasei a 12-a, mai exact undeva prin luna mai. Ce trebuie să faci pentru atestatul de informatică? Ei bine, atestatul de informatică este compus din două părți. Prima probă, e o probă teoretică după mine, dar ea se numește probă practică. Uitați că vă arăt cum arată o probă de genul. Am pus și pe tutoriale pe net și rezolvarea la ea. Uite, deci proba practică a testatului model rezolvat. Primul subiect din proba practică este din baze de date, ceea ce o să înveți în clasa 12-a. Trebuie să scrii mai multe secvențe SQL, mai multe query-uri, prin care, de exemplu, aici un tabel cu angajat și departament. Angajatul are nume, prenume, mă rog, departament. Să-i afișezi pe toți, să creezi tabelele, chestii de genul. Al doilea subiect este un subiect de programare. Subiectele de la proba de programare sunt, nu știu cum să zic, sunt de nivelul clasei, gen, nu sunt foarte grele sau niciun caz nu se pune problema să fie subiecte de olimpiadă, deci nu vă stresați. La fel am pus și aici un exemplu. Și subiectul 3, poți să spice ceva din sistemul de operare, gen să faci un fișier, să-l copiezi, să arăți cât ocupă pe disc sau chestii de genul. Sau poți să spice ceva din Microsoft Office, cum ar fi un subiect de Word în care să faci mai multe. Am scris aici un exemplu, dar nu l-am rezolvat. Nu știu, mi se pare destul de stupid subiectul de la Microsoft Office. Adică efectiv trebuie doar să dai cu mouse-ul ce zice el acolo. Și mi se bloca camera, nu? Băga mea, nu se blochează. Am revenit. Da, eu ca să înregistrez, nu știu dacă v-ați prins, înregistrez ecranul din QuickTime Player. Chestia asta am aici, movie recording sau screen recording. Și trebuie mai întâi să pornesc pe ăla de movie și după pe ăla de screen recording. Și nu se blochează, gen cum s-a blocat adineori. Bă, ce trip ar fi, după ce salvez toată filmarea asta, să văd că eu nu m-am mișcat deloc, ar fi așa, direct în coșul de gunoi. Revenind, acum vine partea cea mai interesantă. Pentru atestatul de informatică mai trebuie să prezinți și un proiect. Proiectul acesta trebuie să fie un produs soft. Dacă vrei să știi exact ce trebuie să fie, cum este în metodologie. Metodologia e o chestie de aia foarte tehnică, cu reguli, cum ar trebui să se desfășoare și am pus acolo link. În general poți să faci site web sau o aplicație C-Sharp, cum face Cătălin. Și proiectul acesta, teoretic, trebuie să îl realizezi în orele din clasa 12, teoretic. Dar o să te apuci de lucru la el prin martie, aprilie și dacă n-ai făcut nimic o să-l cumperi de pe internet sau să cauți pe cineva care știe să ți-l facă. Când se susține atestatul? Atestatul se susține între 1 și 30 mai. Fiecare școală, în mod normal, eliberează graficul propriu de desfășurare, adică fiecare școală cu orarul ei. Nu toți dăm atestatul de dată. Cât durează atestatul? Atestatul durează maxim 2 ore. Durează 2 ore fiindcă prima probă, aia în care e teoretică cu chestia pe care trebuie să o rezolvi, chestia asta, durează o oră jumate, ai jumate de oră pentru fiecare probă. Iar proiectul e și el încă jumătate de oră, deci în total 2 ore. Eu cred că am stat vreo 4 ore sau ceva, 4 ore jumate, până vă adunați acolo, până vă punem bănci, până... Nu durează mult, dar durează. Nu durează nici 2 ore, știi? Cum se desfășoară ziua atestatului? Depinde. O să veniți toți și o să vă adunați în fața unei săli de informatică. Fiecare o să trebuiască să stea la câte un calculator, de aceea vă adunați la o sală de informatică. Trebuie să vină profesorul. După ce v-ați așezat toți la calculatoare, o să veniți pe rând la catedră să extrageți câte un bilet pentru fiecare subiect. Deci în total extrageți 3 bilete, practic. Un bilet pentru baze de date, un bilet pentru programare și un bilet pentru sisteme de operare. Sau poate extrage doar un bilet și, de exemplu, ai biletul 1 pentru toate cele 3 subiecte. Că subiectele sunt, cred că ai subiect unic. Sunt vreo 30 de subiecte, mă, normal. 30 de modele, mă rog. Nu mai știu exact cum e acum. Dacă n-a fost, era cu bilețele și aveai 30 de date și... De obicei, subiectele astea erau publicate de minister înainte pe undeva și le puteai găsi. Nu știu, nu mai știu cum e povestea acum. Scrieți în secțiunea de comentarii, dacă o știți. Iar ultima probă este proba proiect în care trebuie să-ți prezinți lucrarea. Eu am putut să prezint de pe laptop, dar ca să fiți sigur, întrebați înainte dacă puteți prezenta de pe calculatorul vostru. Prezentarea durează în jur de jumate de oră. Bineînțeles, după o să-ți pun întrebări cum ai făcut asta, de ce ai făcut asta, de ce ai ales tema asta. Din câte am înțeles, acest proiect de atestat ar trebui însoțit de o documentație sau un referat sau ceva de genul. Întrebări frecvente. Prima întrebare este obligatoriu. Din câte știu eu, nu este obligatoriu, dar deseori el va fi prezentat ca un examen obligatoriu. Întrebarea numărul 2. Poți intra fără atestat în probele de bacalaureat? Da, poți, n-are nicio legătură.
La ce mă ajută? Dacă ai luat atestatul, ești deja cu specializarea operator-calculator. Da, nu trebuie să mai faci alte cursuri ca să obții specializarea asta, da. Na, oricum cred că face cineva cursuri operator-calculator. Sau poate să fac. Trebuie să fac un referat pentru proiectul de atestat sau documentație. Ei bine, în metodologie scrie clar, stați că vă și arăt, dacă o și găsesc. Pac, atestatul de informatică. Am pus aici link. Vedeți aici link, atestat de informatică. De acum acolo intrați. Ăla e linkul vostru preferat de acum încolo. Dar nu știu cine se încarcă. Ba, s-a încărcat. Ok, stați să mă uit unde trebuie. A, da, ceva. Cum a căutat secretariat? Îi la articolul 12, aliniatul 5, cred că așa se citește chestia asta. Și spune așa: elevii elaborează / pregătesc lucrările sub îndrumarea profesorilor care predau la clasă. Acestea vor fi depuse la secretariatul unității de învățământ și înregistrate până la data de 1 mai. Proiectul va fi însoțit de un referat cu privire la proiectul depus de candidate. Ok, se repetă chestia, nu știu, sună ciudat. Întocmit de profesorul îndrumător și finalizat cu admis / respins. Documentația teoretic trebuie făcută de profesor, dar practic tu o să o faci. Sistemul de învățământ. Și ultima întrebare: unde găsesc un atestat de informatică gratis? Un la noi, un altundeva. Cătălin a început seria de C# și eu o să încep seria de PHP. O să vă arăt cum să faceți un website cât mai simplu și o să scriem împreună documentația pentru el sau ce ar trebui să conțină documentația. Dacă doriți să știți ce mai facem eu și Cătălin în timpul liber, puteți să ne dați un follow pe Instagram, suntem și acolo. M-am repetat și o să mai mă repet, eu am fost Mihai și ne auzim data viitoare. Pe stop apăs!